În urma sesizării primite pe numărul unic 112, un echipaj de poliție rutieră din cadrul Poliției orașului Hațeg s-a deplasat de urgență pe drumul național 66, chiar la intrarea în orașul Hațeg, acolo unde a fost identificat autoturismul în care se afla și tânăra apelantă, împreună cu alte 4 persoane, respectiv 3 pasageri și conducătorul autoturismului. Aceștia au declarat că ar fi fost șicanați în trafic de alte autoturisme, chiar au indicat un autoturism marca Mercedes cu numere de Bulgari. Autoturismul a fost oprit de către polițiști la intrarea în orașul Hațeg. În autoturism se aflau 2 bărbați în vârstă de 37, respectiv 27 de ani. Din verificările efectuate la fața locului, dar și din declarațiile celor 2 persoane, acestea au negat că ar cunoaște persoanele aflate în celălalt autoturism. De asemenea, s-a stabilit din primele verificări că nu au legătură cu persoane din lumea politică.